Un eveniment deosebit. A avut loc lansarea de carte a fratelui Daniel Chereji la Biblioteca Județeană, vineri la ora 2. O carte de poezii care este intitulată Cu fața spre cer. Această carte de poezii intitulată Cu fața spre cer, o carte ieșită din experiența suferinței fratelui Daniel Chereji. În mare parte, poeziile au fost scrise anul acesta din ianuarie încoace, din ce spune el, chiar el mărturisește, Dumnezeu l-a întors cu fața spre cer. Și la propriu și la figurat, atunci când așezat pe un pat de spital la orizontală, stând acolo, a fost orientat cu fața spre cer și și-a dat seama că suferința aceea, chiar dacă poartă ceva rău în sine, totuși i-a oferit acest privilegiu să stea cu fața spre cer și meditație, meditare la harul și la lucrarea lui Dumnezeu a compus mai multe poezii pe care le-a așezat în acest volum de poezii, nu doar legate de suferință, dar și de alte aspecte ale vieții și lucrării credincioșului prin lumea aceasta. Domnul să fie slăvit pentru acel eveniment frumos, au participat mulți oameni și a fost o sărbătoare deosebită.